Pentru a lansa mai ușor aplicații, Ubuntu are în stânga o bară cu foarte multe iconițe. Aici sunt diverse aplicații, dosarul personal pentru a vedea ce fișiere ai, pentru calculator, mă rog, Firefox, LibreOffice, centrul de software Ubuntu, am făcut câteva tutoriale deja despre el, panoul principal, iarăși am făcut un tutorial despre el, configurări de sistem, care e un soi de control panel, aplicație VLC Media Player pe care o am eu acum instalată și pe care o folosesc prezent, spațiile de lucru și coșul de gunoi. Bun, aici sunt iconițe pe care eu pot să le adaug. Astea sunt cele implicite, exceptând VLC Media Player. Dacă vreau să adaug o iconiță nouă pentru a lansa o aplicație, să zicem, nu știu, toate aplicațiile, ia să vedem, administratorul de arhive sau analizatorul de disc. Click, drag și dau drumul. Pac, l-am pus. Perfect. Bun, și de aici pot să-l pornesc, să pornesc aplicația. Dacă vreau să o mut, o scot ușor și dau drumul. Și să o mut de colo-colo. Click dreapta, nu. Click dreapta, deblochează de pe lansator dacă vreau să dispară. Alte aplicații au document nou, au diverse funcționalități deja adăugate, au o listă de funcționalități pe care poți să le adaugi. Bun, lansatorul are, știe de locația ferestrei respective. Spre exemplu, dacă pornesc, mă duc acum în alt spațiu de lucru cu dosarul personal, control N, să deschid 5 spații de lucru. Dacă dau click pe el, în stânga aici, o să văd trei semne. Acelea îmi spun câte, de fapt, cred că, da, câte ferestre am. În dreapta aici este un alt semn care îmi spune ce fereastră este în față. Deci dacă dau, le schimb. Bun. Și dacă Firefox, spre exemplu, este în alt spațiu de lucru, când dau click, trece automat în spațiile de lucru. Bun. Ceea ce nu înțeleg foarte mulți utilizatori noi este cum să deschizi de mai multe ori aceeași aplicație dacă nu ai în dosar personal. Pentru că, spre exemplu, eu folosesc foarte mult scurtăturile de la tastatură și dacă apeși tasta super, tasta cu iconița Windows, probabil, pe calculatorul tău, arată toate scurtăturile și avem destul de multe scurtături pe lansator. Super de la 1 până la 9, ce aplicație vreau să pornesc? Dacă apăs acum, țin apăsat super în momentul ăsta. Dacă apăs 1, îmi deschide dosar personal. Dacă apăs 2, îmi deschide Firefox. Dacă apăs iarăși 1, îmi deschide deja dosarul personal care era deja deschis. Și înapoi 2 trece pe Firefox. E un fel de alt tab. Dar dacă eu vreau să deschid două dosare personale, aici trebuie să apăs, deci țin acum apăsat asta super shift de la 1 până la 9. Și acum dau super shift 1 și deja am încă o fereastră. 2, încă o dată. Și dacă dau 2, îmi deschide Firefox de 2 ori. Și super și 2 îmi afișează numai Firefox. Și super și 1 îmi afișează numai dosar personal. Ia să vedem. Super și 1. Numai dosar personal, cele 3 ferestre de dosar personal. Bun, control W să le închid pe toate. Da, cam atât despre dosar personal, sper că n-am uitat să arăt nimic. Pa, pa!